Acum văd altfel lucrurile. Atunci nu mă gândeam decât că nu mai am niciun rost pe lumea asta. Nu mai era nevoie de mine. În urmă cu un an, am suferit un episod depresiv major, cu tentativă de suicid. Plângeam. Era gândul că nu mai sunt bun de nimic. Pentru nimeni. Factorul declanșator al suferinței mele a fost anunțul pe care mi l-a dat soțul meu într-o frumoasă dimineață de martie. Hotărâse să divorțeze. Nu aveam niciun rost pe pământul ăsta. Am sunat-o pe Ileana și am spus că nu mai pot să trăiesc așa. Că nu mai vreau să trăiesc așa, cu durerea asta în suflet. Am rămas singură și vinovată. Îmi era atât de dor de Radu. Voiam să intre pe ușă așa cum o făcuse în ultimii 19 ani. Era greață și menea să urlu tot timpul. Nopțile albe se prelingeau în zile negre. Moartea lui însemna și moartea mea. Am început să beau alcool. Mult. Din ce în ce mai mult. Știu că vreau să trăiesc. Știu că uneori e suficient doar să existi. Să fii acolo pentru ceilalți.